Bună ziua, profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre antiteza prezentă în discursul narativ. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. În curtea școlii, Maria și Andrei. Bună, Andrei! Am citit o poveste foarte interesantă despre doi frați. Unul era bogat, iar celălalt era sărac. Bună, Maria! Și mie îmi plac poveștile cu personaje aflate în antiteză. Ce este antiteza? Poți să-mi explici? De exemplu, în povești există personaje pozitive și personaje negative, adică au trăsături opuse. Cred că de multe ori am fost în antiteză. De exemplu, mie îmi place marea, iar ție îți place muntele. Și ideile se pot afla în antiteză. Cred că azi vom învăța despre această figură de stil. În clasă, profesoara explică: Antiteza este o figură de stil care constă în asocierea a doi termeni opuși atitudini, fapte, personaje, idei, stări de spirit, sentimente, imagini, în același enunț sau într-un context mai larg. Scopul utilizării antitezei este de a sublinia și mai mult opoziția dintre ele și a le pune mai bine în valoare trăsăturile. Să exersăm! Apare antiteza în textul de mai jos? Erau odată într-un sat doi frați, și amândoi erau însurați. Cel mai mare era harnic, grijuliu și bogat, pentru că unde punea el mâna, punea și Dumnezeu mila, dar n-avea copii. Iar cel mai mic era sărac. De multe ori fugea el de noroc și norocul de dânsul, căci era leneș, fără minte și nu ieșea nimic din mâna lui. Și apoi mai avea și o mulțime de copii. Personajele se află în antiteză. Fratele cel mai mare era harnic, grijuliu, bogat, dar n-avea copii. Fratele cel mai mic era leneș, fără minte și avea o mulțime de copii. Să continuăm exersarea! Nevasta acestui sărac era muncitoare și bună la inimă, iar acelui bogat era rea și foarte zgârcită. Personajele se află în antiteză: nevasta acelui sărac muncitoare și bună la inimă, iar acelui bogat rea și zgârcită. Dă copilul pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învățau într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. De asemenea, alți copii le învățau într-un an, iar băiatul împăratului le învăța într-o lună. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg identificați antitezele din textele de mai jos. Ca de obicei, Mihăiță este întâiul pe lista promovaților, iar Cotan întâiul pe lista corigenților la două obiecte. Cum ziseră și făcură. Apucară unul spre răsărit, iar altul spre apus. Unchiașul se bucura, nu se bucura de fiul său, dar baba știu că nu mai putea de bucurie. Nița ajunsese să scrie așa de frumos pe câtă vreme, ghiță, scria nu se poate mai urât. Bucurați-vă de lectură! Succes!